Iată și prima văduviță. Salutări din nou, dragilor, și bine v-am regăsit. Am ieșit din nou la un pescuit. Sunt în parcarea asociației. După cum vedeți, e duminică, ora 3 după masă, nimeni. Și vă spun și motivul. A plouat intens de ieri într-una. Doar ce s-a oprit ploaia. Eu n-am mai rezistat șansa să ies să fac câteva ore de pescuit. Sper să nu reînceapă ploaia, să putem pescui. Azi mă gândesc să mergem să pescuiesc pe canal sau pe lacul mare. Dar cred că pe canal o să merg, deși e puțin vânt. Voi încerca un pescuit clasic, așa ca în copilărie, cu varga, pâine și porumb. Trei elemente în pescuit, bineînțeles și mincioc. Când eram copil, nu aveam mincioc, să fiu în totalitate sincer, aveam acolo un băț făcut din alun, plută, niște plumbi de ala tocit în fața blocului și făcute liniuțe din care rupeam să punem pe fir, pârlige, și asta era, pâinea, râma și cam atât. Hai să vedem ce putem face azi. Am ajuns și pe canal, liber în totalitate, doar invadat de nuferi, capăt și până în celălalt capăt. Nuferii s-au înmulțit destul de mult. Eu mă gândesc să pescuiesc aici, în partea stângă, lângă acești nuferi. Am și umbra de la copacul de pe mal opus. Acolo vom planta pluta. Îmi ajunge distanța, pescuiesc cu varga de 4 metri. Și vedem ce-o ieși. Sper la ceva babuși frumoase, dacă avem noroc și vreun cărășel sau vreun pui de lin. Și dacă lucrurile se complică, schimbăm varga cu lanseta sau cu rubeziana, dar inițial aș dori să rămân pe vargă atâta timp cât se poate. Așa cum am zis, în loc de nadă folosim pâine dată prin blender. Să pun jumate, îmi ajunge pentru câteva ore. Și o stropim un pic de apă, pur și simplu. Mai punem și niște boabe de porumb printre. Asta e nada noastră. Și pescuim la cârlig cu porumb. Și aici avem miez de pâine. Și o să nădim un pic. Am nădit un pic și o să începem cu miez de pâine la cârlig. Să luăm de aici un picuț de miez. Uite așa. Îl împachetăm în două și prin marginea îndoită băgăm cârligul. Iată și prima văduviță.
Faină. Faină babușcă. Au intrat babuși frumoase pe vad. Să vedem câte am reușit să prindem până la final. Momentan e 3.40 și am început pescuitul, cred că pe la 3.30. Deocamdată, de ce mă temeam să nu ploaie, de-aia a început ploaia. Am acoperit camera asta cu care filmăm pluta să nu ude, să avem iar probleme. Sper să se oprească, să mai putem filma și pluta. În partea dreaptă se vede soarele, iar aici plouă. Na. Asta a plecat. Babușcă și văduviță. E 5:13. O să strângem juvelnicul. Să vedem cât am reușit în, nu știu, o oră jumate de pescuit pe total. Se pare că după 3 am ajuns aici oricum. 3:30, 3:40, ceva de genul. Hai să rotunjim la 2 ore, să fie bine. Și hai să vedem ce am reușit. O să-i pun în capul de mincioc, să vedem. Cam ăștia îs. Fost rău. Am prins câțiva peștișori. Nu tare am reușit să filmez pluta. Cât a fost bine. O plouat și o trebuie să acopăr camera. După ce n-a mai plouat, o sufla vântul și n-am mai putut ține linia într-un loc. Și tot așa.